pentru că ați reușit să ne organizăm atât de bine. Și cea mai mare muncă a fost a noastră. În al doilea rând vreau să vă mulțumesc, dragi domn profesor, pentru că ați ales în această seară să fiți alături de noi. Probabil fiecare are altă activitate, dar suntem un număr considerabil și mă bucur enorm. Câteva cuvinte despre dumneavoastră în parte, cred că aș putea să spun la fiecare, să spun de faptul că chiar am trecut prin mâna tuturor. Nu știu dacă am scăpat. Nu cred că am scăpat. Cred că domnul Dumitru, atât. Scuze, încurbată. Cred că numai cu dumnealui nu m-am interceptat și cu doamna Cristina Alexe Bada și cu dânsa. Ce pot să vă doresc eu? Multă sănătate, multă fericire. Vă mulțumim enorm pentru tot efortul pe care l-ați depus de ne-ați îndrumat în momentul de față și ați fost alături de noi. Și încă o dată vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi în ultimele momente de sărbătoare, nu doar la restanții și în sărbătoare. Îmi doresc să vă distrați, să fiți alături de noi, să plecăm împreună. Teoretic. Teoretic, da. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de noi în această seară și vă doresc distracție plăcută. Parcă se cunoșteam, ochii nu se vedeau, aș gândi un asta. Băi zi, ce faci cu voastră că l-am rămas? Ce se spune și se înseamnă, era divinii!
Yeah.
că lângă tine stau. De mine orice s-ar întâmpla, sunt fericit că ești a mea. Aliaca! Azi noapte la telefon, o beai ce trebuie de călător. Dar ce-am făceai? Dar eu nu te auzeam. De ce? Era cu toții să știm pe trece. Vino în cașca mea, prima oară când dă mâna. La 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 la. Și este rândul vostru, hai să vă auzim. La 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 la. Încă o dată.
por eso no te descanso. De bailarino llega aquí, no por eso no te descanso. De bailarino llega. Ya somos un genio. A la magia,
Bacău. E, da! Această responsabilitate care nu este ușoară și în fruntea căreia Bianca și-a asumat toate riscurile. Bine, ce putem noi să vă spunem este că entuziasmul nostru, vostru s-a molipsit și la nivelul nostru. Apreciem modul în care sunteți atât de frumoși. Aveți o vestimentație pe care n-am văzut-o sub nicio formă în alt context. Vă lipsesc training-urile alea de la examen. Da. Faptul că ați venit atât de frumoși, atât de dispuși de o petrecere frumoasă, de ați petrecut și ne-ați transpus și pe noi într-o seară magică, a fost meritul vostru și sunt convinsă că puteți în continuare să faceți totul așa cum gândiți, pentru că ați ajuns la un prag de maturitate și în gândire și mai ales că în curând veți fi semenii noștri. Și al conducerii facultății, vă urăm mult succes, în primul rând, în viață. Să aveți mult noroc, să aveți rezultate pe măsura intențiilor voastre, a prestațiilor voastre, să apreciați valorile, să apreciați ce este bun și să nu apreciați ce este rău în jurul vostru. Să apreciați recomandările pe care noi vi le făceam și care voi nu le apreciați la momentul respectiv. Sperăm ca pe parcursul timpului să ne dați dreptate, că am fost mai riguroși. Ne-aș fi dorit, așa cum ați fost astăzi prezenți, să vă fi văzut măcar o dată în BI 30. Aș dori să fiți la fel de prezenți în viața voastră, să aveți cariere pe cum vă doriți, să aveți familii, să aveți, nu știu, să spunem noroc, că vă trebuie și un gram de noroc, să vă realizați în viața așa cum vă doriți, astfel încât peste 10 ani să ne întâlnim la revedere și să ne spuneți rezultatele muncii voastre. Doamne ajută! Doamne ajută! Să ne mândrim cu această promoție care este un rezultat al
al școlii noastre de formatori și, nu știu, poate să ne vedem cât mai sănătoși, cât mai viguroși și cu concepte cât mai moderne. Doamne ajută! Să aveți realizări în plan personal, să aveți familii frumoase, să alegeți tot ce este bine și ce este de valoare în viață. Doamne ajută! Și noi! Și noi la fel! Vă doresc petrecere frumoasă în continuare și, de ce nu, succes, că mai aveți un examen de finalizare. În același timp, eu personal aș vrea să mulțumesc, cred că numele vostru, tuturor colegilor care au manifestat tenacitate, răbdare, poate câteodată intuiție.